dragilor, bine ați venit la o nouă ediție Șef la furculițe pe stadionul Giulești, Deep Experience, derbiul Rapid Dinamo. Rapid. Am ajuns la stadion. Eu cred că asta e. Sunt aici, stau oamenii să intre la VIP, la turnichețe aici, dar în partea asta e o fată care te ține să nu alergi, să nu intri pe acolo. VIP Experience. În partea prințului. Nu ne scrie numele pe masă, uite, avem mâncare. Ne așezăm așa o rândă? Da, mă, ne ducem și luăm de la bufet. Okay. Bă, eu sunt plimbat. Eu sunt plimbat prin lume. Ia să filmez, că tu știi. Te duc eu. Ia, hai zi tu cum e cu hospitality. Cum ți se pare în primul rând comparat cu ăla de la City? Așa, prima impresie. Suntem oni. Nimic. A, cred că crem buște, nu? Aici s-a lins. S-a lins. Mamă, deci am venit mai târziu decât trebuia? Bă, s-a cam lins. Nu cred, mă. Următoarea pauză. Ah, ok. Pauza de la meci? A, calde. Și la început aperitive. A, deci mâncăm bine în alea 15 minute, mă. Super. A, puteți să ne spuneți caldul? Ce avem la cald? Nu știți. Am înțeles. E surpriză, dar hai că eu iau și niște aperitive. Hai, ia, hai, ia. Nu știi ce arată cu caldul. Ia cu două mâini, că iei și mie. Apa asta e clocotește pregătind caldul. Da, bă, fii atent. Ia zi. Deci, frigăruie pepene. Plus ciută cu pepene. Bă, arată bine. Eu n-am mai mâncat pepene anul ăsta. Ai mâncat pepene galben? Am mâncat galben. Asta zic. Iau două. Ia două și pentru mine. Așa. Iau și niște pachetele de astea. Ia și niște pachetele de pe bani. Astea nu știu ce sunt, dar iau și de astea. Ok. Măslinuțe. E doar pentru o televiziune, să nu credeți că suntem români din aia care filmează All Inclusive. Mulțumim mult. Da, uite, ne putem lua, putem lua. Ah, hai să ne luăm. Aș cam vrea santal, sincer. Da. Hai să bem bine, hai să bem bine. Uite, că poți să ții și un cocktail. Ne luăm un cocktail? Cuba libre. Două Cuba libre. Știi cumva ce vine mâncare la prânz? La că suntem nemâncați, suntem... Da. Da, dar și cu lime. Da, frumos, frumos. Hai rapid. Hai rapid, Doamne ajută. Yo, yo, yo! Am prins aici masa. Acolo au codot și popa, dar nu știu dacă putem, e cu bani. Da, da. E cu bani jos acolo. Și dacă ne întrebați cum am ajuns aici, nu mai contează, contează că voi ne susțineți foarte mult. Ne susțineți foarte mult și pentru voi ne-am sacrificat seara asta de vineri. Da, și am plătit 1000 de lei pe două bilete VIP Experience, ca să vedeți voi cum e, ca să știți dacă veniți sau nu. La Rapid Dinamo. Ținem cu Rapid. Ținem cu Rapid că suntem în stadionul Rapid. Da, și nu vrem să ne luăm bătaie. Da, dar noi suntem cu United și City, dar în general suntem cu Rapid. Și bine, cu Real. Forța Real. Dragilor, suntem la aperitiv la prima furculiță, hai noroc. Ce-i ăsta? Ce crezi că e? Sper că e pateu. E un pateu, dar ce e asta verde? Nu știu, dar e bună. Bun, 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 bun. Trecem la al doilea. Ce zici tu, e prosciutto ăsta? Prosciutto cu pepene. Hai să vedem. Cum se mănâncă astea așa? Da. Așa te înțep? E și cu daia și cu daia. Aolo, cât de sărate pepenele de la prosciutto. Hai să luăm și un... Ce e? Ca pachetelul? Păi și asta ți-ai mâncat-o? Sau nu ne-ai luat? Sau ai luat cu... Ia doar tu. Bă, piersică, o penie de piersică. Hai, pachetelul. Aoleo. Bun. Aoleo. Ce? Bun, bun, bun. Nu, pachetelul, pachetelul. Da. Îmi pun mai cu cine am luat valori de aici, mă. Scripa pe cot. Dau pâine ăștia pe mese, mă. Eu cred că luăm la plecare. Aici cu piersica. Sigur nu vrei jumătate? Piersica normală? Bă, piersică normală, un pic de pohudea. Dar dat că mănânc piersică când vreau să mănânc mult. Eu zic să facem un parteneriat cu Rapid. Bă, băiatul ăsta de aici cu tipul alb. Da. Din ăsta trei, ăsta cu tipul. E prietenul lui Bordea de la Dăpuț. Mai iau un pachetel din ăsta, că a fost super bun. Dragilor, paharul 2. Poftă mare și la mulți ani. N-avem voie cu paharele astea pe stadion. Da. Și să nu facem risipă. Da. Să nu judece oameni. Bă, da, veni gheața asta pe nasul pe.
Bă! Stăm efectiv pe stadion, pe gazon. Rândul 1 aveam, mă? Da. Libertate pentru suporteri! Libertate! Mamă, ne vin mingile astea în față, mă. Să fie super tight. Bă, suntem pe stadion. Șumi. De la Șumi. E și Șumi aici, pare că își caută postul de antrenor. Cum te simți fiind? Bă, ești... Ești deasupra. Banca, mă, efectiv, aici e banca. Da. E minutul 20, am venit puțin să facem un refill și să filmăm amenities, ca să zic așa. Bă, foarte curat, bine, e și nou stadion. Hai să vedem. Nu, e că pare verde. Bă, a, micuț, micuț, scurt, micuț. Zici? Hai să ne spălăm pe mâini chiar dacă n-am pus, ca să vedem ce fel de... Da. E ok. E bă, mă duc și la... Bag și un pipi. Faci? Da, nu știu. Mezanin. Hai să intrăm. Nu cred că a folosit nimeni liftul ăsta, s-a uitat paznici la noi că avem ultimii terminați. Că luăm liftul. Bă, dar e bine că avem pază. Da. Eu mă simt mai în siguranță, da, cu paza asta. Bă, mă simt super bine că m-am îmbrăcat în tricourile rapidului, în culorile rapidului. Da, și la fel. Bă, dar nu era... Bă, nu era etajul. Da. Bă, hai că am greșit, am coborât la alt etaj. Am fost la loge unde e Șumi, dar mergem. De asta a durat atâta, mă. Da, așa e, am mers două etaje. Dar hai, mergem la pauză la Șumi acum. La pauză la Șumi, dar acum facem un refill la băiatul nostru. Hai că... Bă, pâine... Bă, eu sunt curios cum e pâinea, de abia aștept să mă duc. Pe pâine se stă super bine. Avem pâine pe toate mesele. Hai că ne-a văzut, ne-a simțit. Bă, hai că a venit mâncarea un pic înainte, e bine. Eu cred că mâncăm acum. Mâncăm acum? Exact, tip. Minutul 20 se vine la masă. Stadionul Giulești. A venit deja mâncarea. Am fost anunțat la pauză, vine mâncarea, dar de fapt normal că nu la pauză, o pun și înainte. O pun înainte să fie gata. Minutul 20 acolo, deci plecați de la minutul 20. Vă duceți la toaletă, veniți la mâncare. Am venit aici la un mic Cuba Libre, al treilea. Eu zic că îi dăm un 6 Cuba Libre până la final. Nu sta alea de pus. Nu simt, mă, că de asta e, să mănânci la pauză. Pune cu... Nu pot. Deci zine un pic ce... Stați un pic să vedem. Ce crezi că e asta? Bă, un porc. Aolo, ce bine arată. Un porc, pune și cartofiori. Bă, arată și miroase extraordinar. Da, mă, dar scalzi. E bine. Și fii atent. În timp ce pui acolo, aici ne punem, cred că, când venim la pauză. Felul da, ăsta. Da. Ca să zic orez. Orez. Orez cu pui. Ăsta bacon cu cartofi e extraordinar. Da. Și să pui și niște... avem și sălățică de... Da, este mai prind aici. Nu, nu, gogoșar, dar mi-e salată verde. Asta de verde, salată de vară. Și asta... salată unde o pun, după farfuria asta? Da. Penalti, mă. Bă, deci a fost gol. Dar noi eram la mâncare. Eram, deci o să vedeți, că o să las așa. Eram, făceam farfuria asta, a fugit. Ai lăsat undeva. Am lăsat bine. Am lăsat aici cu fetele. Aoleu, ce proști. Da. Am ratat golul. Am ratat golul, dar poate îl prind acum. Deci imaginați-vă că suntem pe stadion aici și ne uităm și noi la golul ăsta. Bă, eram pe stadion, dar nu chiar. Am văzut că a dat în stânga. Rahmani deja la al treilea gol. Să nu ziceți că nu știu fotbal. Bă, penalti. A dat dublă, penalti top. Top. Penalti top, da. Sper să găsesc mâncare. Da. Hai, ne întoarcem la ale noastre. O să pun puțină salată, că simt că nu... Tu nici nu prea ești cu salatele. Da. Gata, asta a fost arata mea. Știu că nu vă sătura să vedeți același lucru de două ori. Bă, pun două fleci, să știi. Bă, pune trei, ca să am și eu două. Pune-mă trei, te rog eu. Că arată urât cu trei. Bă, uite, ne-au adus din asta. Au venit. Au adus din asta. Fără pâine, că e cu carbohidrați. Bă, dar stai înainte să ții furculița. Pas că filmez pof. Aici este masa noastră, masa VIP. Dragilor,
poftă mare și la mulți ani. Pauza meciului, nu e pauza meciului, minutul 38. Minutul 38, mai mult. Să mănânci că vin românii. Ce e mai important? Că am luat două fleci. Fiecare. Așa, și mai important decât asta. Diego, cam asta e cea mai bună de pe stadion. De stai și la masă și așa. De departe. Vezi toate relorile. Dar lasă că auzi golul înainte să-l vezi la TV. Și asta e cel mai important. Dacă după aia ridici capul și bam. Avem și sălățică aici, avem tot ce trebuie. Hai să luăm în primul și o lovitură liberă aici, periculoasă, mă. Da. 2, 1. Păi ne avem gâlbă. Băi, ca la nuntă. Mă duc ca la nuntă. Da, avem masa noastră, mi-a asta în pace. Deci, stadionul plin, sold out, liber aici. Vă recomandăm VIP Experience a la totul. Cred că în vest, unde ai fost tu, n-aveai voie înainte de pauză să mai mănânci ceva. N-aveam. Românii? Pauză nu te lăsa înăuntru. Închideau ușile. Aici noi avem și pilele alea. Noi avem și pilele, da. Noi suntem singuri. Știi ce îmi pare rău? Aolo, trece din anul acesta, bă, gămeni. Aolo, gal, cam roșu. A, nu, s-a văzut un dăș. Săpunarul n-ai avea galben. Nu, mă, nu. Da? A luat galben? Săpunarul luase galben la faza aia de... Mie îmi place că... La român poți să mănânci când vrei tu, nu când îți zice asta. Bă, deci tu zici, pasă-i toată mâncare. Mai e desert la final. Desert la final. Venim la final, minutul 70. Mai e o rezumă. Da, da. Am pus două pești. Bă, dar ce e asta? N-ai prins și tu un ziun din ăsta? Nu, dar nu știu ce e. Da, da. Cu faza. Că se auzi afară. Bă, dar delay masiv. Nu, mă, nu e atâta delay masiv. Delay masiv. Mamă, cât a delay-ul. Cartofi foarte bun. Bă, deci ca notele ediției, o să fie note bune. Da. Dar notele le dăm în Uber sau astea, că să mâncăm desertul ăla, n-avem timp. Da. La finalul meciului n-avem timp de analiză câte goluri, faze, să băgăm desert. Procesul etapei data viitoare. Ne-am întors pe stadion, a început repriza a doua. Acum bem vinul Rapidului. Da, iau un pic sticla să... Povestea alb-vișinie, Sauvignon Blanc de Misec. Și vezi că e descriere aici frumoasă. În 1923 se continuă până azi, pasiune, giulești, culori, viile proprii. Bă, eu cred că e delay. E delay masiv aici la noi. Aici ne arată un foul, dar... Hai să ciocnim, că poate vine și golul. Hai să ciocnim. Bă, bem și niște vinul Rapidului. Grila, mă, ți-am zis că pe grila. Da. Bă, cam asta e problema când ești toată ziua la masă și la băuturici. Bă, am ratat două din trei, în sensul că și pe al doilea pe care l-am văzut nu l-am filmat. Adică da. Suntem... Da, bă, am chiar ratat golurile. Dar ce mai contează? Câștigă Rapidul. Hai să întrebăm... Ce vrei? Când vin desertul. Un meci extraordinar, urmează să băgăm și deserturile, dar desertul a fost deja asigurat de Rapid și de galerie. Da. 4-0. 4-0 până acum. Până acum, vedem ce se mai întâmplă. Minutul 85-86. Al doilea pahar de vin. A, au venit prăjiturișile. Da, Bă, pe prăjiturii stăm bine. Ai, ce frumos. Vinul Rapidului e cel mai bun vin. De pe planetă. Dragilor, urmează desertul. Bă, iau așa un... Bă, stai, cum adică? E vreo 4, acum începem cu prima. Da, dar zic că am pus mâna pe... Eu iau pasta cu... Mamă, e pasta cu frișcă, a? Arată bine rău. Am arată bine să nu dai pe tine. A, bă, rău, cum e asta? Bă? Foamea... Cred că e foamea bună. Asta. Bă, acum, prin. Foarte, foarte. Foarte, foarte, foarte. Par făcute de mamă. De giuleșcancă. Aici sunt reporterii, așteaptă interviurile alea de după. Lasă interviurile a doua preștura, deci ce duce alege. Te-am bine, te-am bine. Acum ai înghițit? Bune. Cu frișca aia, super bună, super mare. Top. Top.
Cum? Este așa cu guloi. Tu ai luat guloi? Se împita, mă, că am dat ultimul. Tu ai luat guloi, da? Tu ai luat guloi la prima? Eu așa cu guloi acum. Ce vrei? Ce vrei după următoarea? Bă, la rapid, noi suntem prieteni, suntem parteneri. Care top class. E ok. Top class. E ok. Bă, adevărat că vorbeam. Ce vorbeam? Noi să știți cum. Noi să știți că mai vorbim și off-camera. Dai pahar de vin sau ceva. Mai vorbim și eu chiar vreau să chiar vorbeam că, bă, Giuleștiul e, cred că Rapidul e singura echipă care are stadion și chiar mișto, galerie tot. Păcat că nu e mai mare. Lasă jos, lasă jos, că vin fetele. Au loc. Lasă jos, pune repede. Pune repede. Act cool, act cool. Da. Bă, seriozitate, tot ce contează. Bă, dar ideea e că se strâng deja cordoanele metalice, că din Amovis au fost scoși. Bă, de mult. Curios de ce au fost scoși de la început, de la petar, de la mare. Și eu sunt foarte curios, dar nu prea am față. Nu știu că este vorba aia. Bă, vin cu prăjituri. Auzi, doamne. Bă, Giuleștiul, Urava, mișto rău. Mai venim. Mai venim. Hai, mă opresc un pic, a? Nu, stai, a patra. Ia-ți ce următoare. Bă, nu știu de care n-am încercat. Ai încercat prăjiturile? Da, n-am încercat din asta, cred că. Aia pătrățoasă? Asta cu frișcă n-am încercat-o. Eu o să iau asta, cu ciocolată. De asta e așa? De așa? Cu ciocolată e total, total diferită. Bă, te faci de râs fix acolo. Pentru voi patronașilor facem asta. Bă, nu pot să vorbesc. În ziua asta îți umple în gură și nu pot să vorbesc. Ce nu facem pentru voi? Dar ce nu facem noi pentru voi? Pentru asta plătiți, pentru asta ne susțineți, pentru asta noi trăim. Nea Puiu. Dragilor, rubrica voastră preferată, notele ediției. Nu avem unde să ne așezăm. Bă, aspect. Arăta bine. În Pingetava. În Pingetava, dar vedeai că și România. Pingetava, da. Frumos. 8. Eu zic un 8. 8 și 8. Prima furculiță? Nu era și foame. Prima furculiță. Nu mai mâncase de pe la prânz. Tăiați un pic piperul ăla, un pic mai mult, că e prea mare. 9. 7. Prea mult piper. Da. Dimensiune. Bă, all you can eat 10. Da. Ține de foame? Bă, 10. Ține de foame 10 și aici. 10 că te îndopi, dar vii minutul 20 și minutul 85. Să țineți minte. Țineți minte, minutul 20 te pune mâncarea de prânz, o mănânci frumos, eu te zic prânz la pauză. Da. Și la final desertul 1 minutul 80 pus. Da. Preț? 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 Bă, un pic cam scump. Cam scump, deci să fim sinceri. Dar dacă ai bani, 500 de lei. 100 de euro, când ai bani. Tu cât ai dat acolo? Sau n-ai spus? Sute, am spus. Sute, nu? Sute, okay. Da, sute, da, okay. Bine, da. Da, dar a fost de, bă, a fost de 3 ori, 4 ori mai mult. Semifinala Champions League cu Real Madrid. Un pic scumpuț. De ce 8. Să nu fim, 8. De ce să nu fim sinceri? Dacă ai bani, îți primiți. Așa, hai să facem un calcul. Oh, sorry, kid. Oh my god, I'm blind. No, you're fine. Shut oh my god, I can't see. I can't see. Here you go. Look, Dad, you're all better now. I can't see. Am fost la Big Experience la Rapid Dinamo pe Giulești și ne-a plăcut de puncte. Cam asta a fost. Noi, na, dacă mai faceți alte experiențe, ai bodyguardul nostru, șerpașul nostru. Uite, se mai mănâncă pe acolo, pe la... Bă, mai merge să mai... Merge să mai dăm noroc. Merge să mai dăm noroc. Nu s-au mâncat prăjiturile. Mulțumim foarte mult... Patronașilor, că voi ați plătit. Bă, patronașilor, vă iubesc pe voi cel mai mult. Da. Mai sunt oameni aici care își așteaptă rudele, nu știu ce... Să încheiem cu un zoom pe tabelă, că îmi place mult că rămâne tabela asta. Îți dai seama că specialul ăla. Da. Dar nu știu, eu pot să dau zoom de aici? Nu, nu pot. Nu. Dragilor, nu uitați că până data viitoare... Voi să fiți sănătoși. Și noi să avem ce pune pe mese, că Doamne ajută că am avea în ultima perioadă. Bă, deci eu am trecut așa pe lângă toți oamenii, pe aici, pe la security și așa. Și am zis, bă, e penalti, e penalti. Și ziceau, nu, nu, e gol. Da, se uită lumea la noi. Zici că suntem TikToker de 13 ani, efectiv. TikToker disperați. Da. Jurnalist pe care îl respectăm foarte mult. Păi așa, știi că am un colegă care zice că ai perucă. Mă întrebă, mă întrebă, bă, dar sigur nu are perucă. Bă, ți-am zis un puș pe colega aia. Roxy, Roxandra. Roxandra, da. Te pup. Foarte mișto. Și data viitoare când mergem la un hospitality românesc, probabil la Oțelul Galat, o să luăm pe unul din voi, bă, frate, eu știu că fac mișto de asta, vorbesc pentru că e lipită de cerul gurii, nu pot să o dau jos. De cuvinte, de cuvinte. De cuvinte.